O nouă discuție între Vladimir Putin și Emmanuel Macron. O nouă discuție între Vladimir Putin și omologul său francez, Emmanuel Macron, a avut loc duminică pe tema situației de securitate de la centrala nucleară din Ucraina, Zaporojie. Anunțul a fost făcut de Kremlin, care a postat un comunicat în acest sens pe site-ul oficial. Astfel, cei doi lideri s-au declarat pregătiți pentru o interacțiune nepolitizată în această problemă, cu participarea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Mai multe discuții pe tema centralei nucleare Zaporojie au avut loc între cei doi lideri. Ei au stabilit în luna august necesitatea trimiterii imediate a unei echipe internaționale de verificare la centrală. Putin a avertizat atunci că există riscul unei catastrofe de amploare la Zaporojie, acuzând armata ucraineană de atacuri în zonă.